care, eu cred că trebuie să fie un involv pentru a face rentă cu viitor. Aici, eu am gheare local, nu ne băgăm în municipiu. Cu ajutorul, poftim, doamna Margareta, ea. Deci, să propunem ca acest proiect de decizie poartă următoarea denumire, cu privire la măsurile de organizare a transportului rutier. Și să facem trimitere la prevederile legii codului numărul 150 în 1707-2016 la punctul 12, să facem trimitere la legea 435 privind descentralizarea administrativă, articolul 4 și trimitere la articolul 14 alineatul 2 legii 436 competențele Consiliului. Și primul punct se sune în felul următor. Se pune în sarcina primarului Comunii Tușeni elaborarea proiectului regulamentului transportul rutier cu denumirea conform înțelegerii. Și înaintarea componenței nominale a comisiei, comisia doar cum se numește pentru comisia privind organizarea transportului rutier. Prin servicii regulate și cu aproape. E ca cum și componente sunt incluse.